voluntarii Asociației Tinerilor Ortodox Suceveni s-au implicat astăzi în programul de marcare a celei mai recente rute de pelerinaj din România, traseul Via Marie. Peste 60 de tineri voluntari, coordonați de părintele Iustinian Remus Cojocar, s-au rugat astăzi la Mănăstirea Slatina și apoi au plecat pe traseul stabilit pentru a renoi marcajele. La Mănăstirea Voroneț, aceștia au aflat despre istoria așezământului și au participat la o slujbă de pomenire pentru cea din tâi stareță Stavrofora Irina Pântescu. Proiectul implementat în Bucovina de Consiliul Județean Suceava în parteneria cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților are ca principal scop cinstirea Maicii Domnului. Via Marie trasează o cruce pe harta Europei Centrale, cuprinzând rute din Austria, Ungaria, România, Polonia, Slovacia, Croația și Bosnia. În Moldova, traseul pelerinajului începe din fața Mănăstirii Neamț, continuă pe o distanță de 130 de km în județul Suceava și are ca destinație finală Mănăstirea Putna.